Pandurii nu fac transferuri cu nume. Alexandru Neagu este primul jucător venit în probe la Târgu Jiu. Originar din Pitești, tânărul mijlocaș a fost în ultimii 2 ani plecat în Spania la Murcia. De acolo a venit și Alexandru Maxim, jucător care și-a făcut repede loc în primul 11 al Pandurilor. Neagu este și internațional român în selecționata de sub 18 ani. Joacă un mijlocaș central în spatele vârfului și un sistem 4-3-3 poate să joace în banda în partea stângă. Și mi-a spus că a jucat chiar și funda stângă. Mijlocașul va face parte din lotul ce va pleca duminică în primul stadiu de pregătire din Antalya. Acolo Grigoraș va hotărî dacă va rămâne sau nu la Pandurii. Oficialii gorjeni vor testa fotbaliștii în Turcia, formația gorjeană având nevoie de cel puțin 2 jucători pentru a acoperi posturile libere. A venit în pregătire, o să-l vedem și o să luăm decizie. Cum vor mai veni, sunt convins, și în perioada din Antalya. Alexandru Neagu a ajuns la Pandurii la propunerea fostului stelist Lucian Bălan.